factor, mamă, fiică, sore. Neața. Sore, am zis, nu? Da. Cum așa? E dimineață, înțeles. Cum ai concurat împotriva tatălui tău? Pur și simplu, am vrut Ați venit în echipe diferite? Nu, el n-a trecut de prima etapă, din păcate. Eu am trecut mai departe. Așa. Da. Păi, am vrut mândru? Să mă scriu. A fost mândru sau supărat că n-a trecut el? Și. Pentru că și el își dorea la fel de mult ca mine să ajungă în acel concurs. Da, eu am vrut să mă înscriu și s-a hotărât și el, că de ce nu? E din familie pasiunea? Da, e ceva de genul, da. Deci de la tata ai luat, de ai la tata, talentul. Da, probabil și de pe partea mamei, ceva. Am câteva întrebări, te-am ștocărit puțin pe net. Așa. Nu ți-am găsit contul de TikTok, în schimb? Am cont de TikTok, da? Cum nu să nu? Am găsit, cum se numește? Exact, la fel ca și contul Baneș? De Instagram. Exact, Jessie Baneș, la fel ca pe Instagram, la fel ca pe Facebook. Eram curios să aflu povestea numelui tău, dacă e real sau e un nickname. Nu, numele meu este numele meu, exact așa. Scrie cum se aude. Așa scrie, da, toată lumea mă întreabă, adică îmi cere buletinul la verificat. Hai să vedem că nu credem că te cheamă chiar ai așa. Ai și buletin, deci ai și 14 ani, da? Da, am. Bun. Și 14 ani. De la ce vârstă cânti? De la 12 ani, ceva de genul. Și am auzit că ai prezentat două show-uri de copii în Oradea. Da, la Antena 1 Oradea, da. Antena 1 Oradea? Da, da. Primul am avut undeva la 10 ani, se numea Lumea Copiilor. Lumea Copiilor. Da, era foarte drăguț. Și al doilea? Și al doilea undeva pe la 13-14 ani, deja era mai măricică, se numea Time Out cu Jessie Baneș. Time Out cu Jessie Baneș. Oh, yeah. Ce frumos. Vreau să te mai întreb că am citit că ai fi vrut să te muți în America la un moment dat. Sau ți-e sufletul mai aproape? Nu, n-aș fi vrut. N-aș fi vrut? Nu, bunica mea stă în America, ce-i drept, da. Și pot să zic că sufletul meu e undeva acolo, da, pentru că ea m-a și crescut și așa mai departe. Adică, da. Nu-mi place America, sincer. Am fost de câteva ori, da, știu, toată lumea se miră. Cum? Nu-ți place America? Cum? Adică nu se poate așa ceva. Nu-mi place și nu m-aș muta acolo. Îmi place să mă duc în vacanță, să mă distrez, să fac shopping, da, să vizitez, dar nu mi-ar plăcea să mă mut acolo. Nu, îmi place România așa cum e. Hai, piesă nouă, a fost în premieră la Neața, Cum să te uit, da? Unde o găsește lumea? Lumea încă nu găsește niciunde, nu, pentru că încă nu e lansată, da, sunteți foarte norocoși că ați auzit-o în avanpremieră. O să filmez clipul undeva peste vreo săptămână, maxim două, și după aia o să urmeze să fie urcată. Și o să o găsim probabil și pe YouTube, Facebook și pe, da, YouTube, și pe toate canalele. Tot, siguranță. Jessie Baneș, o găsiți pe toate rețelele de socializare sau la noi, la Neața, când mai deschideți televizorul din când în când. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc. Dacă ești curioasă despre niște numere, despre cum îți influențează destinul, îți spune Răzvan acum.